Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea actuală regional, sunt Sorina Noroc. Elevi de la Colegiul Național Emil Racoviț au realizat un documentar complex despre personalitatea lui Avram Iancu. Cu acest material s-au făcut remarcați la maratonul istoriei, care a avut loc la finalul lunii mai la Cluj. Alături de noi sunt doamna Maria Rițiu, profesoară de istorie și David Toluș, elev și regizorul, acestui documentar. Bună seara și vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună, Bună seara, vă mulțumim și noi pentru invitație. Și vă rog să ne spuneți așadar, cine a venit cu această idee minunată de realizare a unui documentar? Doamna profesoară m-a contactat într-o dimineață și uh, a venit și mi-a spus, uite, vreau să facem ceva inedit pentru concursul acesta, vreau să realizez ceva ce nu a mai fost făcut până acum și uh, pentru că aveam materiale necesare și cunoștința necesară, am reușit să o ajut și am luat decizia să facem un film documentar un proiect din punctul meu de vedere destul de amplu, dar eu zic că ne-a ieșit destul de bine. De aceea v-ați și făcut remarcați. Totul a pornit de la acest maraton da, al istorie. Este o ocazie deosebită pentru toți elevii din Cluj ca să avem această legătură cu alte instituții. Cu Institutul de Istorie Gheorghe Barițiu, care este o filială Academiei Române, care funcționează sub patronajul Academiei Române, și care face anual această activitate? Și este dată o temă. Anul acesta 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Anul trecut a fost Constituția din 1923, 100 de ani. Anii trecuți 100 de ani de la Marea Unire și așa mai departe. În fiecare an am căutat să facem ceva, să nu ne repetăm. Și cred că până acum am reușit dacă ideile vin în continuare, vom reuși și de acum înainte. Și atunci am zis, hai să facem un film, așa cum putem noi, apelând la istoria orală, pentru că mi se pare cea mai elocventă pentru un elev. Ce știm noi despre Avram Iancu? Cum îl putem păstra în memorie? Cum transmitem tinerei generații acest respect pentru eroi, pentru neamul nostru? Și am avut surprize plăcute, am avut și surprize puțin neplăcute, dar până la urmă a fost așa o angajare încât uh, am zis că putem să mergem mai departe pe acest drum pe care l-am început. O să, o să discutăm despre toate acestea. Este un material destul de lung, David. Cam uh, ce durată are? Uh, are o durată de aproximativ 40 de minute, dacă țin bine minte. Uh, conține sever, secvențe complexe de uh, interviuri orale, luate colegilor mei, uh, profesorilor de la colegiul nostru, uh, de asemenea, uh, Celor de la Institutul de Istorie, domnului Tiberiu Groza și domnului Răzvan Roșu, care au venit cu completări pentru subiecte ce au o anumită tangență cu Avramiancu. Cât a durat, cât ați lucrat voi în total la acest material, de la momentul în care ați avut ideea? Aproximativ cam trei luni. Da. A durat ceva mai mult partea de research, să-i spunem, am căutat informații legate de el și ne-am gândit ce vrem să facem și după aceea, efectiv, partea de producție în care ne-am ne -am dus până la Mărișel a trebuit să intrăm în contact cu toate aceste personalități, și după aceea, post unde uh, am stat, am ales uh, din aproximativ uh, 3 ore de material brut în sine, l-am redus la 40 de minute, cele mai bune 40 de minute ale acestui material. Asta mi se pare foarte interesant, că pe partea de documentare voi ați ales să vă și deplasați acolo. Cu cine v-ați întâlnit la Mărișel? La Mărișel ne-am întâlnit cu domnul Răzvan Roșu. Acesta cântă la un instrument numit Tulnic și ne-a pus în legătură cu Tulnicărese. Tulnicăresele sunt asociate într-un anumit mod cu Avram Iancu pentru că semnalele date de către acestea sunt cumva gândite că l-ar chema, chema, la luptă pe cei din... Pe cei din Apusenia? Pe cei din Apusene, exact. Da, o să avem la un moment dat o secvență în care cineva povestește, mă rog, personajul vostru povestește despre tulnicărese. Doamna Rițiu, cum i-ați ajutat cu această documentare? Deci, în primul rând, am făcut un scenariu a activităților. Ce întrebări punem, pe cine chemăm, pentru că au fost mult mai mulți, noi am selectat din asta, de la elevi din școala noastră, de la gimnaziu, până la elev de liceu. Ne-am dus și în alte școli, în care am intervievat profesor de română, cum este Zugrăvit, Avram Ian, cu literatură. Ce știu copiii și pe această cale din literatură? Bun, am apelat la domnul Groza și vreau să vă spun că elevii mei au venit cu fel de fel de idei care mi-au îmbogățit mie, ca scenarist, <gătări> și acest lucru. -ați și ați împreună. Absolut, da. absolut. Da. Și vreau să vă spun că aproape în fiecare zi, timp de trei luni, și familiile s-au implicat extraordinar. Ce Bunicul fiți? ne au dus cu mașina la Mărișel. Așa. Uh, Mamele elevilor noștri au răspuns prezent, fiind profesoare, să ne răspundă la întrebări. Cei de la Institutul de Istorie Orală au deschis pentru masterans toate ușile să fie alături de noi. Și așa mai departe. Deci ne-am bucurat de această implicare a tuturor celor pe care am solicitat. Și m-am bucurat, de, am avut niște. Fete de clasa 10A, colegele lui, -a care au lucrat extraordinar. Îmi pare rău dacă nu sunt niște imagini de la Maratonul Istoriei, pentru că chiar ar merita. Iar plecarea la Mărișel a fost pentru întâlnirea cu domnul Roșu, care este și antropolog și specialist în acest lucru. Și ne-a făcut o prezentare foarte, foarte corectă, pe care noi nu am știut ce înseamnă tulnicul pentru Avramiancum cum l-am luat noi, cred că am creat așa o legendă mai mult. În realitate, cred că Avram cu avea doar un fluier, după spusele dânsului și chiar argumentate, și care ne face foarte bine, pentru că, știți, istoria mai pune accentul și pe altceva care Chiar n-ar trebui, dar noi ne-am lămurit acum și o să mergem mai departe cu informările noastre despre personalitatea lui. Că Cred că a aflat o... foarte multe. Da. Și domnul Groza este președintele Asociației Avramiancu din Cluj, care a răspuns prezent și care ne-a informat cu foarte multe lucruri despre el, despre ceea ce urmează să se facă lângă statuie, ce urmează să se facă în Statele Unite. Ceea ce nu știam. Și filmul nostru spune. Spuneați că ați avut parte de surprize plăcute, dar și de momente mai complicate. Despre ce ar fi vorba? De exemplu, am mers pe stradă să luăm interviuri. De pentru la Cluzen, că. Da? Exact, exact. Pentru că am mai făcut un film de genul ăsta cu Dimitrie Cantemir, când a fost anul Dimitrie Cantemir. Și am reușit. Și să știți că am avut impresia că se știe destul de puține despre și refuzau. Așa, o întrebare, două și aceasta m-a mirat, pentru că totuși, pentru Transilvania, nu spun pentru toată România, pentru Transilvania este un erou și în fiecare an îl sărbătorim, în fiecare an sărbătorim 1848 și așa mai departe, vorbim atâtea, aveam atâtea în Cluj, atâtea instituții care poartă numele și Așa, mai multă curiozitate așteptam din partea omului de rând vis-a-vis -vis de această personalitate. Dar cele mai multe așteptări au fost îndeplinite. Iată că aceste documentare ajută tocmai în această direcție. Eu vă propun să continuăm discuția după ce urmărim o scurtă secvență din documentar. Da. Cine a fost Avram Iancu? dacă nu mă el a fost unul dintre mai revoluționari de la 1848. A activat în Transilvania, în zona de țara moților. Și el e, de fapt, liderul, ca să spun așa, care a ridicat pe români împotriva opresiunii maghiare. A fost un revoluționar pașoptist care s-a născut în 1824, dacă nu greșesc, sau 1828, cred. Uh, știu că a trăit undeva la 48 de ani. Știu că a luptat pentru desfințarea iobăgiei și pentru drepturile românilor din Transilvania. Pentru asta s-a aliat cu armata austriacă împotriva armatei adunate de maghiari. Știu că acesta a condus armata română în alianță cu armata austriacă împotriva armatei ungariei. Societatea Vrameancus s-a înființat în 1990 la inițiativa unor academicieni și profesori universitari printre care și Ștefan Pascu, pentru că am văzut că este pe panoul de absolvență al liceului vostru Emil Racoviță, cu scopul de a ridica statuia la vremea în cluj Napoca. Ridicarea statuii lui Avram Iancu Cluj-Napoca era un proiect al multor generații de înaintași care doreau să îl cinstească în acest fel pe Avram Iancu în orașul simbol, capitala Transilvaniei, localitate în care el își făcuse studiile. Discutăm așadar despre documentarul pe urmele lui Avram Iancu. David, o să te rog să ne spui cum a fost pentru tine această experiență. Ai fost regizorul documentarului. Ai mai făcut vreodată așa ceva? Uh, am realizat, într-adevăr, proiecte cu această tematică de documentar, dar niciunul așa de lung și așa de complex. Uh, cred că cea mai grea parte a fost logistica în cadrul acestui proiect. Pentru că a trebuit să adunăm tot felul de informații, a trebuit să stabilim legătura cu multe persoane și, uh, pentru mine, sincer să vă spun, a fost una dintre cele mai plăcute experiențe. Pentru că am avut uh, oameni foarte buni lângă mine, colegele mele, care sunt uh, acum acasă, dar uh, le felicit și pe ele, am lucrat extraordinar de bine împreună și uh, sunt foarte mândru de ce ai ieșit. Îți dă idei, experiența asta, pentru viitor? Da, da, chiar da. Uh, eu îmi propun să merg mai departe pe această latură filmului, dacă nu cumva mă răzgândesc și uh, fac matematică. Așa, uh, că Voi sunteți la matematică informatică, exact, nu am da, menționat. acest lucru. Suntem la mat Mate info, intensiv, info de-dreptul cu Așa. șapte ore de informatică. Dar uh, și după masă cu realizare de documentare. Exact, uh, partea artistică vine după programul școlar. Asa. Și cred că cred că până la urmă o să mă duc undeva prin străinătate, că uh, aș vrea să ajung cât de departe pot. Așa. Ce a însemnat pentru voi realizarea acelor interviuri chiar cu colegii voștri? V-am văzut cu microfonul pe acolo, prin curtea școlii. Uh, sincer să vă spun, am distrat foarte bine, pentru că au fost câteva momente amuzate, nu sunt incluse, dar uh, am descoperit că colegii noștri uh, chiar cunosc lucruri despre Avram Iancu. Până la urmă, în cadrul uh, colegiului suntem uh, oameni uh, inteligenți și... Uh, a fost chiar plăcut să interacționăm și cu ei, să implicăm și pe în proiectul ăsta. De obicei, în proiecte de film, sunt câțiva oameni care se implică ca să nu complicăm foarte tare producția. Dar am avut șansa să lucrăm cu foarte, foarte multe persoane. Vorbim de 50-100 de colegi de-ai noștri care ne-au dat interviu și care au fost dispuși. și îi felicit și pe ei și le mulțumesc. Ce frumos! Și s-au bucurat și ei să să apară. Evident. Uh. Și probabil la ei surprizele au fost plăcute pentru că am văzut că știu foarte multe da, 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 Chiar m-am mirat și ăștia mici și cei mari și aici vreau să vă spun că David este la noi doar de 2 ani. Deci este doar din clasa 9, L-am descoperit așa... Mai mult, la începutul acestui an, când a făcut un film despre Holocaust, și când a fost 9 octombrie, și de atunci colaborăm foarte bine și în foarte mult, cu foarte multe ocazii, este aplicat spre orice și le spun tuturor elevilor mei: este mediul în care putem să ne dezvoltăm cultura generală, în care să facem activități care să ne ajute pe viitor. În care să ne facă oameni împliniți. Și cred că, prin implicarea lor, au lucrat cu atâta plăcere, extraordinar, încât am fost mândră că sunt profesoara lor, că sunt lângă mine, că ne putem sprijini reciproc în orice ocazie. Și le spuneam că nu putem să ne formăm așa ca întreg, fără aceste activități. Matematica e frumoasă, informatica e frumoasă, o facem profesional, pentru, dar dacă adăugăm la acestea și aceste activități, mi se pare că ne împlinim din toate punctele de vedere. Și iată că își pot descoperi pasiuni care se pot transforma într-o carieră pe Bun. viitor. Asta da. mi se pare la fel de important. Da, și dacă vă spun că fetele Ștepana, Daria, Maia, exact. uh, Alexandra, care au lucrat alături de el, au fost așa de implicate și uh, vreau să vă spun, au vrut neapărat să ajungă la Mărișel, să vadă tulnicăresele, pentru că sunt implicate și în alte proiecte. De exemplu, au făcut un proiect cu istoria ei în spațiul române și în, spațiu, în spațiu transilvan. Sunt extraordinare. Au fost îmbrăcate în IE la Maratonul Istoriei, au fost mândre că le poartă foarte frumoase și nu chiciuri IE. IE. Așa. Așa și foarte, foarte mulțumite sunt de ceea ce fac. Deci, reușesc elevii să facă de toate. Da. Apropo de acest maraton al istoriei, dacă ne puteți da detalii despre ce presupune acest eveniment. Știu că sunt foarte multe ore în care elevii lucrează și apoi se întâlnesc cu cercetători. Da. Deci, este este un proiect care a pornit acum 5 ani, dacă mi-aduc eu aminte, coordonat de domnul academician Ioan Bolovan, care este director al Institutului Barițiu din Cluj, și care a propus în felul următor. Uite, tot vorbim, dar niciodată nu ne întâlnim. Hai să facem un maraton. Într-o zi, pe o temă dată, în care începând de la jumate dimineața, ne întâlnim cu cercetători de la acest institut și de la filiala Academiei Române, care ne vorbesc. Este o întâlnire. Un cercetător vorbește despre preocupările lui și noi venim cu ceea ce am făcut pe tema dată. Noi am început și anul ăsta și anul trecut, deci Colegiul Național Emir Au venit alte colegii... Și Șincai, Liceu Bariți, Liceu Bălcescu, ETC. După aceea este o întâlnire cu studenți de la istorie, cu uh, oameni din toate categoriile sociale care vin să află fel de fel de noutăți. Toată deci, lumea de da, istorie. istorie. Acest lucru se datorează domnului academician Ioan Bolovan, celor de la institut, și în același timp și inspectoratului școlar care ține, ne anunță cu el, domnul inspector Arion și noi ne bucurăm că avem această ocazie de a ieși în lume să ne vadă alții, să nu stăm numai între zidurile școlii. Istoria este vie, trebuie să o cunoască toți și cred că acesta este un cadru în care putem să arătăm ce putem. David, cum simți că a fost primit documentarul vostru acolo la Maratonul Istoriei? Eu cred că le-a plăcut. Le-a plăcut pentru că a fost ceva plin de informații, plin de surprize, aș putea zice. Adică nu cred că cei de acolo și-ar fi imaginat că niște copii de clasa 6 a șasea chiar și clasa 7 a șaptea cunosc atâtea de multe lucruri despre Avramiancu. Iar apoi, surprizele de genul discursul domnului Tiberiu Groza sau discursul domnului Răzvan Roșu au completat foarte, foarte bine materialul ca să nu fie ceva simplu În care vorbim doar despre el, ci și alte arii în care acesta s-a implicat. Da, și literatura, și așa mai departe. Da. Și le mulțumim celor de la Institutul de Orare, toți colegii lor de clasă i-au însoțit am primit cadou uh, din partea institutului, câte o carte a lui Silviu Dragomir, Avram Iancu, care a fost cadou pentru toți participanții. Le mulțumim și a fost o surpriză și din partea dânșilor pentru noi, foarte, foarte frumoasă. Vă mulțumim și noi foarte mult, vă felicităm pentru realizarea acestui documentar care va fi disponibil în spațiul public cât de curând da. și da. succes în tot ce faceți. Vă mulțumim și noi. Mulțumim mult. Mulțumim. Vă propun, doamnelor și domnilor, să mai urmărim o secvență din documentarul Pe urmele lui Avram Iancu și vom reveni nu cu un alt subiect. Răzvan Roșu, sunt antropolog și cânt muzică tradițională. Tulnicul, cu siguranță, e mai vechi decât Revoluția din 1848. El se folosea în comunitățile moțești pentru a da semnale, pentru că acolo sunt sate risipite și crânguri și distanțele erau foarte mari de la o casă la alta, de la un crâng la altul și oamenii nu aveau timp să meargă pe jos kilometri ca să afle o veste. Și se anunțau cu tulnicul mai de mult. Aproape orice lucru se anunța. Se chemau animalele când mergea popa la biserică, pentru că acolo la munte de multe ori se întâmpla ca numai tot a doua sau a treia săptămână să fie liturgie în biserică. Și atunci se anunțau cu tulnicul când se făcea liturghie. Să chema drăguțul cu drăguța și dădeau întâlnire prin tulnic. Asocierea tulnicăreselor cu imaginea lui Avram Meancu este una mult mai nouă. Și are de-a face cu perioada interbelică și mai ales cu cea comunistă. Când au început să se organizeze festivaluri și să fie duse pe scene. La cântarea României și la alte ocazii de astea, de multele dintre ele de tip propagandistic, și chiar în perioada interbelică au fost câteva asemenea ocazii. Și eu cred că totul începe cu vizita familiei regale în anii 20 la casa lui Avram Iancu, când într-adevăr sunt întâmpinați de Tulnicărese. Și atunci rămâne imaginea asta că Iancu a luptat, atunci s-au folosit semnale de luptă și de răscoală și să le dau semnalele astea. E o imagine destul de adânc înrădăcinată în mentalul corectiv românesc. Continuăm așadar cu un alt subiect. În weekend, clujenii sunt invitați la un cross în parcul central, dar și la alte activități distractive pentru toate vârstele. Scopul principal este însă nu numai relaxarea, ci și strângerea de fonduri pentru o cauză nobilă extrem de importantă. Alături de mine este Anca Bica, vicepreședintele Asociației Studenților Creștini Ortodoxi și Români. Bun găsit, Anca! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc și eu de invitație. Spune-ne, te rog, care este scopul pentru care ne adunăm cu toții sâmbătă în Parcul Central. În primul rând, ne dorim să facem cunoscut acest proiect al Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor și apoi, prin o mică contribuție din partea fiecăruia, să și punem așa mână de la mână, să ajutăm construirea, propriu-zis, prin donații sau fiecare cât cum poate. Construirea centrului este deocamdată la o etapă incipientă, așadar este drum lung până la finalizarea acestuia și e nevoie ca toată lumea să se adune și să contribuie. Ce se va întâmpla mai exact sâmbătă? Știu că vor fi activități pentru toată familia. Exact, așa este. Crosul nostru va avea două probe pentru adulți și pentru copii. Va începe în jur de ora 9 și jumătate cu un cuvânt de deschidere, apoi la ora 10 va fi startul pentru proba, celor, pentru proba adulților. Între timp, între 10 și 11 și jumătate, vor fi activități pentru copii, face painting, baloane modelabile, întâlnire cu faimosul T-Rex, mini, mici, tot felul de alte activități pentru ei. La 11 și jumătate se adună cu toții la linia de start, va începe și proba copiilor. Uh, ulterior vom avea un uh, scurt moment artistic. Vor fi invitate două trupe de tineri din, uh, din Cluj, trupa sunătoare și uh, grupul vocal instrumental Prieteni de poveste. Și ulterior, de la 12.45, va fi festivitatea de premiere, și ulterior, la ora 14, va fi închiderea evenimentului. Deci vor fi și premii. Este un exact. lucru foarte important. Exact. Despre ce premii vorbim, dacă ne poți da câteva exemple? Uh, Uh, multe din ele sunt sub formă de voucher din Așa. partea sponsorilor noștri excursii cu caiacul sau vouchere la jumping house sau cursuri de not am, și înțeles. Multe am înțeles, foarte frumos uh, la câți participanți vă așteptați sau de câți participanți aveți nevoie pentru a aduna măcar o parte din fonduri uh, după ce am închis lista de uh, înscrieri uh, am numărat în jur de 600 de persoane care vor veni să alerge, însă preconizăm că numărul va fi mult mai mare, întrucât toți cei care doresc, care află abia acum de eveniment, pot veni sâmbătă dimineața și se vor înscrie la fața locului. Plus că vor fi copii care vor fi în trecere prin parc, familii, deci probabil înspre 700 sau un pic mai multe de persoane. Deci, chiar dacă înscrierile cumva s-au finalizat, cei care vin acolo mai pot participa. Exact, exact, exact. Este prima ediție a acestui eveniment? Da, este prima ediție. Este prima ediție. Noi începusem cu gândul de a organiza un cross pentru cu totul și cu tot un alt motiv. Dorim să susținem o bursă studențească pe care noi am înființat-o, asociația noastră am înființat-o, dar am zis că, cu siguranță, acești copii au nevoie de acest centru mult mai mult și e Întâi, ar trebui să dăm întâietate acestui proiect. Și apoi, Cum v-ați răzgândit? De ce v-ați gândit la Centrul de Îngrijiri Paliative? A, sincer să zic, pentru că mai mulți dintre noi, din asociația noastră, am fost a, implicați direct în mai multe evenimente caritabile care s-au organizat pentru un copilaș de la noi din Cluj, care tot așa a fost bolnav de, de cancer și la un moment dat să-l aducă acasă, fiind pe îngrijire paliativă și n-am avut unde. Și v-a impresionat și da, această da, poveste? Ne-au impresionat și am zis că cu siguranță merită mai mult să luptăm pentru asta, pentru că sunt multe familii care se află în aceeași situație. Spune-te, rog, mai multe despre acest centru de îngrijiri paliative pediatrice. Care va fi activitatea principală? Acest centru va avea 25 de locuri pentru pacienți, 15, 13 pentru aparținători. Și pe lângă faptul că cei mici vor fi îngrijiți ținând cont de nevoi, nu neapărat de pronostic, va fi un real sprijin și pentru familiile lor, întrucât acolo vor putea vedea că nu sunt singuri, că mai sunt oameni care se confruntă cu aceeași problemă, dar și faptul că vor avea parte de îngrijire complexă, și medicală, și psihologică, și spirituală, și din punct de vedere educațional vor fi activități, bine, atât cât se poate cu copiii, dar după cum îmi place o metaforă pe care am auzit-o cum că aceste centre de îngrijire paliative sunt ca o sală de așteptare pentru oamenii care așteaptă avionul să plece, iar pista, centru, propriu zis, fiind pista de decolare înspre rai. Practic așa va fi acest și au nevoie centru. de o îngrijire complexă, așa exact, cum spuneai, exact. și activități educaționale? Exact, și mai ales, din câte știm noi, din câte ne-am informat în ultima perioadă, ar fi primul astfel de centru cu îngrijire complexă, dar și gratuită din țară. Pentru acest centru a fost ales un sfânt protector, este vorba despre Sfântul Mucenic Cristofor. Ne poți spune de ce? Da. Cumva, știind povestea Sfântului Cristofor, care susținea, transporta copiii, îi sprijinea trecându-i de pe o parte pe cealaltă a unui rău, um, inițiatorii proiectului și-au dat seama că într-adevăr acești copii au nevoie să fie ținuți, sprijiniți uh, atât ei cât și familia lor și cumva ăsta e motivul, unul dintre motivele pentru care a fost ales uh, Sfântul Hristofor, ca să-i țină în brațe, să-i sprijine, să-i ducă, să-i treacă cumva peste pericol pe pe acești copila și pe familiile lor. Cum ar putea să contribuie cei care nu vor putea să fie prezenți sâmbătă la eveniment? se poate contribui redirecționând 2 euro lunar prin SMS cu text la 8845 cu textul Joy sau sunt deschise două conturi de euro și lei, beneficiari beneficiar fiind Asociația Sfântul Nectare, întrucât Centrul Sfântul Cristofor va fi Realizat cumva în continuarea proiectului uh, Centrului Sfântului Nectarie, întrucât la un moment dat erau aduși acolo pacienți uh, minori, și datorită protocolului nu puteau fi ajutați. Și nevoia fiind foarte mare, așa practic s-au uh, hotărât că trebuie să construiască și un astfel de centru pentru minori. Aceasta nu este singura voastră inițiativă. Scorare de fiecare dată campanii extraordinare. Ce mai faceți în perioada aceasta? În perioada aceasta, după cum am zis, am încercat să mai organizăm târguri caritabile pentru a susține bursa studențească pe care noi o avem pentru studenții buni și foarte buni, dar care provin din medii defavorizate, care nu își permit neapărat luxul unei studenții, așa cum poate mulți dintre noi ne-o permitem la Cluj. Mai avem campania Dăruind vei dobândi din iarnă, în care iarăși ne dorim să ajungem la peste 800-900 de copii, tot așa din medii defavorizate. Mai avem activități cu tinerii din azile, cu bătrânii din azile, cu copii din diverse parohii, dar acum, în perioada următoare, vor fi activități mai light să le numesc, pentru că vine și sesiunea și în ne vom mai bucura de tradițional la noastră tabără de vară, adică cumva după ce un an de zile au muncit. Niște eu... activități de relaxare exact, și pentru voi. Exact, exact. Tu cum ai devenit voluntară a SCOR? Eu cât încă eram când, da la începutul studenției de acasă mi se tot spunea să te duci la SCOR, să te duci la SCOR. Nu înțelegeam de ce și cum, l am zis bine, hai să-i ascult și pe ei. M-am dus și cred că a venit de la sine, oamenii văzându-mă că sunt acolo, am zis, haide, haide și tu cu noi, și a fost ceea ce am avut nevoie. Anca, îți mulțumim foarte mult pentru prezență, și sper să se adune cât mai multă lume sâmbătă în Parcul Central. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, emisiunea actuală regională a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară cât mai frumoasă!